Am întrebat în pauză pe cineva ce este mai greu să ierți și sigur la întrebarea aceasta fiecare am răspunde diferit pentru că unii pot să ierte aproape tot, alții pot să ierte aproape nimic, alții pot unii pot să ierte lucruri mai mari, alții nu pot să ierte o o întârziere, o o eroare, o... Deci se pare că această capacitate de a, de a ierta este într-un fel subiectivă. Ceea ce face Sfânta Scriptură când ne pune lucrurile în perspectivă zice, uite, ție ți s-a iertat 10.000 de talanți. Munca pe 240 de ani. Adică, era imposibil. Și tu nu poți să ierți 100, 100 de lei. E în traducerea Cornilescu, 100 de lei. Um, un lucru foarte important în evaluare este să știi că pentru cel pe care l-ai rănit, soțul tău, soția ta, acel cuvânt care l-ai spus. Sigur că tu o să zici, da, pentru, pentru cuvântul ăla te-ai supărat așa tare. Cum, adică? a fost nothing. Sigur a fost nothing pentru tine, da? Pentru tine a fost ca și cum ai, ai ține în mână o, o coală de hârtie, da? Foarte ușor pentru tine e nothing. Zici, ce? Cuvântul ăla? Gestul ăla? M-a supărat enorm de tare. M-a deranjat la maxim, spune soția sau soțul. Zice, gestul ăla pe care l-ai făcut. Mai ales că eram în casă la maică ta, sau mai ales că eram cu prietenii, sau mai ales că eram în, în, în public. Și gestul ăla tău. Și tu zici, eu nici nu mi-am dat seama. Nici nu, nici nu am realizat, nici nu. Și la urmă, asta este reacția noastră omenească, zicem, dar uite, was nothing. Nu, pentru, pentru, ea, același lucru este asta. You see? Pentru tine, cuvântul ăla e atâta de, de ușor. Deci pentru asta eu nu mă supăr, pentru asta nici nu, nici nu bag în seamă, nici nu mă deranjează. Da, da, pentru celălalt, fie că e soțul sau soția, cel drag de lângă tine, părintele sau, sau copilul, pentru el cuvântul ăla a fost enorm de greu. Și a rănit foarte tare. A rănit foarte tare. Și niciodată nu putem argum și nu trebuie să argumentăm pe, pe uh, cum s-a simțit celălalt. Nu poți să argumentezi, nici n-ai voie. Ce trebuie să faci este să, să recunoști. Să validezi lucrul ăsta, să, să spui. Deci, așa simți tu. Nu înseamnă că something is wrong with you, așa simți tu. Pentru tine, cuvântul ăsta e așa de greu. Și pentru ăla, unde vine dintr-o familie, unde circulau laboșele prin aer și. Uh, la, da. Pentru el zice cuvântul ăla it's nothing. Ia, yeah, dar pentru celălalt pentru celălalt e foarte greu. Și când stai și analizezi și când stai jos și vrei să rezolvi trebuie să trebuie să-ți ceri iertare. Să-ți ceri iertare pentru că l-ai rănit pe celălalt. Chiar dacă tu zici pentru mine, nu. Problema se pune pentru tine, se pune problema pentru celălalt pe care l-ai rănit. Unele lucruri nici nu ne dăm seama de ele, altele le facem, nu ne pasă, suntem destul de insensibili și te duci pe stradă, nu? Vrei să treci la trecere de pietoni, te împiedici te împiedici și fără să vrei îl, îl te izbești în cel din fața ta. Și cel din fața ta ce face? Se dezechilibrează și el și cade, da? Tu ce faci imediat? I'm sorry, I'm sorry, vă rog să mă iertați, vă rog. Vai, îmi pare rău, nu știu ce, nu? Și e un străin. așa -i? E un străin. Și lângă soțul tău, lângă soția ta, lângă copilul tău, lângă părintele tău, nu poți să spui. Unul din, din, din cel, cel mai frumoase exemple pe care le-a spus fratele Leonardo seară, a spus, dacă ați observat, toate exemplele, sau nu toate, dar majoritatea au fost din copilărie, cu bunica, cu străbunica, cu așa cu frumusețea lor. Dar a, a fost și un exemplu când a zis m-am dus la fetele mele și am spus, vă rog să mă iertați. Vă rog să mă iertați. Cât ești tu de mare sau cât ești tu de lawyer, trebuie să faci lucrul ăsta. Iată ce spune Scriptura. Zice Matei 5, 23-24. Dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Da? Ai fi, ai, ai fi vrut să spun, păi ăsta dacă are ceva împotriva mea, deja e legat. Nu aștepta să vină el. El este deja legat. Lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacăte cu fratele tău. Apoi vino și-a dus darul. Ce zice Dumnezeu? Zice un lucru foarte simplu. Verticala nu se rezolvă fără orizontală. Și orizontala nu se rezolvă fără verticală. Și zice, lasă-ți darul aici și du-te și rezolvă-ți problema. Noi știți cum facem? Noi facem așa că ne-am jignit soția sau ne-am jignit soțul sau copiii sau părinții, mergem în cameră, citim în genunchi psalmul 51, plângem, chiar ne pare rău. Da? Chiar ne pare rău. Și credem că am rezolvat problema, n-am rezolvat-o. I'm sorry, n-am rezolvat-o. Dar avem un feeling de moment că Domnul ne-a iertat. Uh, nu. Dacă chiar vrei să rezolvi problema, du-te la ăla pe care l-ai jignit, pe care l-ai rănit. Du-te la soția, la soț, la copil, la părinte, la frate, la sora, la fratele pastor, la fratele care face ordine în biserică, nu știu. Trebuie să te duci la el și să spui, frate, nu dacă te-am supărat. Ero. Nu, nu, nu. Nu există, nu. Că în momentul când te duci, deja tu știi ce ai făcut. Tu știi ce ai făcut. În Psalmul 51 spune foarte clar, îmi cunosc bine păcatul meu. Îmi cunosc bine. Păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Nu, că nu știu. Nu, știi. Să te duci la el și să spui, uite. Iartă-mă pentru asta. Trebuie să fii foarte specific, foarte clar, foarte uh, obiectiv. Trebuie să mergem la Cel pe care l-am rănit și să ne cerem iertare. Apoi mergem la Dumnezeu. Asta este ordinea. Și nu alta. Niciodată alta. Niciodată alta. Haideți să. Să vedem um, care sunt etapele, etapele demersului iertării, care sunt pașii. Și apoi, dacă ne mai rămâne timp, să vedem și consecințele iertării. Am să vă spun o, să nu zic ghicitoare, dar o întrebare. Să vedem dacă o știți. Um, sigur că cei care cunosc foarte bine Biblia o să știe imediat. Dar vreau să o spun din perspectiva iertării. Uh, doi oameni care pe pământ au fost în tabere opuse, să nu zic că au fost dușmani, dar care în cer sunt prieteni și sunt uh, împreună. Puteți să-mi dați? Exemplu, sau să-mi spuneți care sunt cei doi. Știe cineva? În, în Nou Testament. Cum? Pavel și cu Ioan Marco? Ei n-au fost dușmani, n-au fost în tabere opuse. Nu, nu. Este un, 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 exemplu mult mai clasic, mult mai simplu, mult mai evident, mai obvious. Sigur, unul din ei e Saul din Tars. Yes, yes. Iată ce frumos spune. Fapte 7, 5, 9, 60. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a genunchiat și a strigat cu glas tare, ce striga cu glas tare? Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Hainele celor care l-omorau pe Ștefan erau puse la picioarele unui tânăr rabin, la picioarele unui teolog, sau din Tars. Sigur că în cer ei sunt în linia întâi, frumos, ca doi martiri de seamă, da? Asta pentru că Ștefan a putut să spună la împroșcarea cu pietre și la, la confruntarea aceea cu dușmanii, Doamne nu le ținea în seamă. Am ales să iert, am ales să, să le dau drumul. Aveam un prieten care a murit în Riverside, locuia el și a murit la 60 de ani. Într-o duminică dimineața, a venit cumnatul lui din Portland și a zis: Măi am făcut călătoria foarte lungă și mă doare capul, și a zis: Dăm ceva de durere de cap. I-a zis: Dominic, sâmbătă, când a ajuns, și a zis: Măi. Eu nici măcar nu iau medicamente. N-am fost bolnav niciodată. Și am mai zis afirmația aceea foarte ciudată, a zis, zice, eu am să vă îngrop pe toți. În contextul că eu nu sunt bolnav și nici n-am să fiu bolnav, sau am să fiu bolnav la urmă. Dimineața la ora șase s-a dus, s-a trezit să se pregătească pentru biserică, pentru ziua Domnului, a căzut jos și a murit. De la el mi-a rămas o vorbă foarte înțeleaptă. Știți ce spunea? Fratele Tita, dacă vreunul l-ați cunoscut, lucra foarte frumos în lemn, era ca un sculptor. Și zicea, nu mă cert pentru că nu știu dacă am timp să mă împac. Nu mă cert pentru că nu știu dacă am timp să mă împac. E foarte serioasă problema asta. E foarte serioasă. Vă rog să. Să o tratați ca atare, pentru că foarte multe familii nu cresc spiritual, nu se maturizează, foarte multe relații, foarte multe um, cupluri nu sunt mature, pentru că nu au învățat această simplă școală a iertării. Pentru că ei sunt stac acolo, uite ce înseamnă pentru mine asta, uite ce înseamnă pentru mine asta și ei ei încă fac un debate. Wolbrand avea un exemplu fantastic și spunea la un rabin, s-a dus un cuplu tânăr și a zis vreau, vrem să ne divorțez, vrem să divorțăm. Și rabin a zis, dar cum, Doamne Feri? Parcă era din Ardeală. Cum, Doamne fer să divorțească? Că numai, nu de mult v-ați căsătorit și uite, vrem să divorțăm că așteptăm un copil și de la asta vine discordia. Păi a zis, rabinul, copilul e un motiv de bucurie, de unitate, de, de celebrare, viață. Nu, zice, tocmai de aia, zice, nu ne înțelegem cum să punem numele copilului. Și rabinul a zis, întreabă pe el, zice, tu cum vrei să pui numele copilului? Și el spune, zice, vreau să-i pun numele copilului Naum ce frumos nume, nume din Biblie, nume de profet, om al lui Dumnezeu, frumos nume. Întreabă pe ea, zice, dar tu cum vrei să-i pui numele copilului? Ea zice, eu vreau să-i pun numele copilului Naum. Rabinul zice, ce ai spus? Naum. Cum? Și tu vrei Naum? Da, și eu vreau Naum. Și zice, păi tot, atunci cum nu vă înțelegeți? Înseamnă că amândoi vreți același lucru, nu? Cum nu vă înțelegeți? A zis, da, nu ne înțelegem, pentru că el vrea să pună numele copilului Naum după taică său și eu vreau să pun numele copilului Naum după taică meu. Și la a zis, da, nu înțeleg. înseamnă că doi bunici faceți fericiți dintr-o dată, doi bunici o să fie happy, nu? Tot nu înțeleg, nu face sens. Amândoi vreți Naum, amândoi vreți același lucru. O, oh, a zis ea, stați să vă spun. Eu vreau după a lui taică meu, pentru că taică meu a fost rabin și el vrea după a lui taică sau dar taică s a fost host de cai. Și a zis, rabinul, nu vă pot divorța, nu-i motiv de divorț. Amândoi vreți același lucru, numai că unul vrea naum al meu, el vrea naum al lui, ea vrea naum al ei. Fiecare vrea naum al lui, nu altă, al meu. Și a zis, copilul se naște, îi puneți numele naum. Depinde de voi cum îl creșteți. Dacă crește mare și ajunge rabin, e după a lui taică tău. Dacă ajunge hos de caia, după a lui taică tău. Depinde de voi cum o să creșteți copilul ăsta. Dar dilema simplă, care ține de o istorie cât omenirea, e că amândoi vrem același lucru. Da, da, vreau cum vreau eu. Vreau naum al meu. Nimeni nu zice, dar cum arată naum lui Hristos? Cum vrea Hristos? Cum vrea Dumnezeu? Etapele sau pașii din acest demers al iertării. În, în notițele dumneavoastră v-am pus și o rugăciune uh, superbă pe care un întemnițat o face în temnițele comuniste din timpul comunismului. A fost întemnițat și sub naziști, apoi a fost întemnițat pentru credință și sub comuniști uh, Nicolae Velimirović, un serb care a emigrat apoi în Statele Unite și a murit în 5-6, dar este o, o rugăciune superbă pe care vă rog să o citiți și să reflectați asupra lucrurilor care el le spune acolo. Mult, câțiva ani în urmă, împreună cu Daniel, ne-am dus în România să facem un film despre cei persecutați pentru credință. Ne-am dus la Ayud și am zis celor de la închisoare să ne dea un tur și am spus duceți-ne pe locul unde au fost împușcați și unde, au fost, unde sunt îngropați cei care au murit aici pentru credință, special pentru credință. Și a zis, dar nu este un asemenea loc. Până la urmă ne-a dus pe un loc și a zis, uite, cam unde erau execuțiile și unde își săpau ei groapa e locul ăla unde acum era o, o crescătorie de porci. Deci pe mormintele lor comuniștii făcuseră o crescătorie de porci. Dar undeva foarte stingher, mai, mai la o parte, pe un, pe un alt deal, era o cruce pe care rămăseseră și puseseră uh, cei de acolo ultimele cuvinte a lui Mircea Vulcănescu. Ăsta a fost un uh, om care a murit la 48 de ani, a murit acolo în Aiud, la 28 octombrie 1952, și a fost un mare om de stat, un filozof și om politic și sigur că foarte credincios și foarte bun creștin. Și comuniștii, sigur că, mai ales în perioada stalinistă, l-au aruncat în închisoare și a murit acolo. Dar a murit pentru că împreună cu câțiva erau într-o celulă din asta cu multă apă pe jos și un tânăr de 21 de ani, era deja bolnav cu plămânii și Vulcănescu a zis, zice, eu sunt bătrân. Și nu era bătrân, că avea 48 de ani. A zis, eu sunt bătrân, dar eu vreau ca tu să trăiești. Și s-a pus jos în apă și i-a spus tânărului, culcă-te pe mine, stai pe mine ca, ca și pe un pat. Și l-a salvat pe tânăr, dar a murit el. Și ultimele cuvinte ale lui Vulcănescu a fost, au, au fost acestea, să nu ne răzbunați. Și pe crucea aceea de la Aiud, de acolo... De lângă închisoare, astea sunt cuvintele să nu ne răzbunați. Cine iartă ca și Hristos, cine iartă din toată inima, cine iartă în adevăr, iartă așa. Fără gând de răzbunare, fără gând de reproș, fără gând de, de a aduce aminte sau de a-ți a arunca reproșurile acestea în față. Deci e foarte, foarte important. Haideți câteva etape, câțiva pași urgent să trecem peste ei. Uh, trebuie luată decizia de a ierta. Iertarea nu vine de la sine. Trebuie mai întâi să luăm hotărârea și decizia. Luăm hotărârea și decizia să nu ne răzbunăm și asta deja deschide drumul către iertare. Foarte important. Acum ce zici tu? Acum cum răspunzi tu înapoi? Acum cum vei da înapoi? Acum cu ce replică? Acum cum faci? Și tu spui: nu, Uite, am ales să nu dau înapoi. Am ales să nu, să nu lovesc. Un alt exemplu foarte frumos de familie. Ea era acasă, soția era acasă cu, cu mulți copii și el lucra greu și venea acasă și zicea mai ce face ea acasă? Că nu are mare lucru de făcut decât niște copii acolo și să facă curat și să așa. Și într-o zi a venit și după, după fotoliu, pentru că copiii erau mici și după fotoliu a găsit o fărâmitură de, 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 pâine sau ceva ce aruncaseră copiii și zice, i-a ridicat-o și i-a arătat-o așa și zice, așa bine, așa bine, ai aspirat. I a aspirat. I-a arătat așa, știți, tendențios și cu cu enfază, așa, bine ai aspirat. La care ea foarte înțeleaptă, pentru că aici e frumusețea, a zis, n-a zis nimic. A ales să nu zică nimic. N-a zis nimic. În câteva zile, însă, s-a îmbolnăvit și a trebuit să fie internat în spital. Și atunci, și erau, cineva la o conferință de familie a spus experiența asta. Deci erau oameni credincioși, creștini. Peste câteva zile s-a îmbolnăvit și a fost dusă la spital. Și în spital, sigur că el și-a luat câteva zile libere să stea cu copiii. Și a zis, o, oh, nicio problemă, rezolv cu copiii, am timp și să mă uit la televizor, am timp și să citesc, am timp și asta. Și în câteva zile a realizat că nu are timp, că trebuie și să-i speli, trebuie și să le dai mâncare, să-i pregătești pentru școală, să iei de la școală, să faci curat, să speli, să... iar să faci de mâncare, iar să le dai și... A zis, o, aoleo, pe păi, de-a nevastă mea, cum, cum, a reușit ea? Cum, 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 putea ea? Cum a știut ea să facă lucrurile astea? Ce greșit am, am judecat. S-a dus la spital la ea și să o viziteze, sigur, și ea i-a spus, ce, dragă, zice, mâine vin acasă. La care el a zis, ce? Cum ai spus? Zice, dar nu te bucur că vin acasă? Ba da, dar zice, nu-ți pregătești casa, zice, toată-i de -a valma, toată-i, zice, tot este peste cap, n-am -am apucat să curăț, n-am apucat să spăl vasele, n-am apucat să... Și cum să vin acasă în condițiile astea? Și... La care ea a spus frumos, a zis, nu e nimic, dragă, numai ia lopata și făm o cărare de la ușă până la pat. Numai atâta. Și după aia, zice, după ce îmi revin eu, Mă scol și le pun în ordine și le, le pun la loc și fac curat. și Dar faptul că suntem împreună și vin acasă și o să fim împreună e bestul, e cel mai frumos. Vedeți, înseamnă că este ceva foarte, foarte greșit cu ochiul nostru, că ne gândim numai la nauma nostru, ne gândim numai la... la perspectiva noastră, ne gândim, tu, tu trebuie să faci așa, tu trebuie să fii așa, tu trebuie, Totdeauna suntem foarte pricepuți cum trebuie să fie celălalt. Dar când stai și analizezi, când stai împreună și te uiți, atunci primul lucru și foarte important este să nu te răzbun. Și apoi Domnul îți dă și puterea să ierți, pentru că este o mare, mare putere în iertare. Sigur că iertarea nu poate fi totală când cineva continuă să ne rănească. Trebuie foarte serios discutat și foarte serios analizat ofensa și, și spus, uite, nu se poate, asta mă, mă deranjează, asta mă rănește mereu, tu continui, tu nu te schimbi, hai să discutăm, hai să. și până la urmă, poate chiar, poate chiar să, să chemi un frate bătrân sau să chemi pe cineva cu experiență care să. Să-ți dea o mână de ajutor, să-ți dea un sfat. Știu situații în care fratele a venit și a zis, frate Dorin, trebuie neapărat să veniți la mine acasă. Zic, vin cu condiția că și soția ta știe și sunteți ok, că trebuie să vorbim cu amândoi. Și el a spus, dacă aduci pe cineva, am plecat. Dacă aduci pe. Dar nici nu-și rezolvă problemele, să-și le rezolve singuri, am găsit și oameni foarte înțelepți care spuneau așa, mai să nu ni le aruncăm departe, că tot a noastră este depus la loc. Nu chemăm pe vecini sau nu chemăm pe pastor să ne aranjeze lucrurile la loc. Dar să avem grijă când e un conflict sau când e o criză, când e o problemă, să nu ne aruncăm lucrurile departe. Înțelegeți simbolistica de exprimare. Doi. Um, Recunoașterea faptului că am fost răniți. Aici e un proces foarte serios. Cei mai mulți dintre noi găsim dificil și, și greu să recunoaștem că am fost răniți. Uneori mergem până la extrema scuzării celuilalt sau ne asumăm noi toată vina se întâmplă totdeauna din vina mea. Se întâmplă... Să știți că atunci când spui uh, mea culpa, e vina mea și nu ești tu de vină, nu i corect. Păi trebuie să spun ca să rezolv problema. Trebuie să, trebuie să nu, putem, nu putem merge înainte. Nu. Nu mergi înainte. Pentru că dacă celălalt nu se pocăiește, dacă celălalt nu nu înțelege, dacă celălalt nu procesează ce s-a întâmplat și cum a avut loc această criză și acest conflict, nu există progres și nu există maturizare, nu există creștere spirituală. 3. Exprimarea durerii și a suferinței. Ea trebuie exprimată. Sigur, vorbim în contextul familiei. Trebuie exprimată. În fiecare seară stai de vorbă, fă o analiză, ascultă tu pe el și lasă să vorbească când ne spune tot și spune cum i-a fost ziua, spune ce l-a deranjat, spune cu ce l-ai supărat, spune unde s-a simțit ofensat și ascultă și nu îl întrerupe. Reacția e, n-ai dreptate, nu e așa, nu asta am vrut, nu, nu trebuia, nu era, nu ai dreptate, nu-i nu corect. Nu rezolv nimic. Lasă să spună, să spună unde îl doare, să spună cum l-ai jignit, să spune cum ai, cum ai jignit-o, să spună exact ce simte și tu la urmă spune, numai spune așa. Asta ai spus? Lasă-mă să repet. Să repet. Ce am auzit, să fiu sigur că am auzit corect. Deci, am înțeles că pe tine te deranjează când fac comparație între tine și, și Maica mea, da? Te deranjează când vine cineva, vine cineva în casă și eu îți fac o observație negativă. Te deranjează când vii de la serviciu și uh, uh, tot ce ce ai de spus e numai negativ. Nu, nu ai o vorbă bună, nu ai, nu ai uh, uh, ceva, ceva pozitiv de spus. Deci, dacă eu vin cu atitudinea asta, pe tine te deranjează. Da? Asta am auzit. Da? Asta ai auzit. Și atunci trebuie să vii imediat să spui, iartă-mă. Iartă-mă că te-am făcut să te simți așa, iartă-mă că te-am jignit, iartă-mă că te-am rănit, iartă-mă că prin comportamentul meu bădăran am creat feeling-ul ăsta în inima ta și îți mulțumesc că mi-ai spus. Și Promit să fiu mai atent. Vreau să mă schimb. Ajută-mă să mă schimb. Hai să lucrăm împreună, să vedem. Da, dar și tu când faci gestul ăla, mă stârnești, mă provoci. Gestul ăla mă provocă. Acum lasă-l las pe el să spună. Sau lasă-o pe ea să spună. Acum și nu întrerupe. Cum n-a întrerupt el sau n-a întrerupt ea, așa nu întrerupe nici tu. Lasă să spună tot. Și dacă exercițiul ăsta îl facem în fiecare seară e ca și cum ai lua un filtru și l-ai curăța de tot ce e îmbâxit. E filtrul ăla din care bei tu apă în fiecare zi. Asta trebuie să faci în fiecare seară. Sigur că mie, de exemplu, mi-e foarte greu. Pentru că sunt uh, bărbat și sunt... Uh, uh, wow! Aș vrea să fiu... You know... Și trebuie să las ca celălalt să spună adică soția să spună și eu să zic hmm, mulțumesc că mi-ai spus cum simți, ce simți și îmi dau seama că aici te-am rănit. Îmi dau seama că asta te doare. Îmi dau seama că aici am fost bădăran. Îmi dau seama că lucrul ăsta e grav dacă să mai repetă. Nu merge cu dacă, iartă-mă, dacă te-am supărat, iartă-mă. Nu, nu, nu. Lasă-l să spună el unde l-ai rănit și cum te-a rănit sau cum i-ai produs vătămarea și tu nu faci altceva decât să intri în pocăință și în recunoaștere. Cu toată mândria, cu toată aroganța, cu toată încăpățânarea, nu este argument pe feeling, nu? Nu este argument. Dacă așa te-am făcut să simți, te rog frumos să mă ierți. Îmi dau seama cum simți tu, îmi dau seama că asta te deranjează, îmi dau seama că asta nu-i healthy pentru noi, te rog frumos să mă ierți. That's it, that's all that you can do. Nu mai încercați. Nu mai încercați. Dacă nu lucrează, veniți, vă rog, peste o săptămână la mine și, și spuneți-mi, frate Dorin, e fals ce mi-ai spus, nu lucrează. Faceți testul ăsta. În care nu vă mai apărați, în care nu vă mai justificați, în care nu vă mai luați uh, arsenalul de contraatac, în care nu mai vreți niciun fel de argument decât vreți să auziți, să înțelegeți, să pricepeți, să simțiți, să evaluați, să validați și să spuneți, I'm sorry că te-am făcut așa să, să te simți, te-am rănit. Nici măcar nu, nu mi-am dat seama că pentru, pentru mine era a piece of cake, Nothing. Nothing. Nu mi-a dat seama că pentru, pentru tine ești so heavy. Nici nu mi-a dat seama, dar acum am dau seama, că acum mi-ai spus, acum te-ai exprimat. Exprimă-te. Lasă-l pe celălalt să, să, Deci e nevoie de această exprimare a durerii și a suferinței. Nu merge, hai să aruncăm totul sub, hai să băgăm sub preș, hai să, să acoperim, nu, nu s-a întâmplat nimic. Nu e adevărat, nu. Analizează, stai jos, Um, fratele uh, fratele Liviu uh, care la la, um, la biserica um, help me here cum îi zice la settle back la settle back, da? back dumneavoastră a participat la un curs de counseling acum mai știu câțiva frați de la noi din biserică care participă la cursul ăsta și Uh, a adus uh, foarte, foarte handy uh, niște carduri care vorbesc foarte ușor și frumos despre uh, 10 pași, cum să rezolvi un conflict și pe partea asta altă 10 reguli despre cum trebuie să se, să se întâmple o discuție. E foarte asemănător cu ce am zis eu aici, puțin poate diferit, dar uh, uh, îi mulțumesc lui Liviu că le-a adus și uh, Vio, can you help me with this? Vio, it's one of them, so <coughs> I said it. I said it now. Thank you. Just de câte, câte un card la fiecare. Apoi, uh, a patra uh, este primirea, al patrulea pas, primirea vindecării lăuntrice. untrice. Um, Iertarea desăvârșită nu este posibilă atâta timp cât ființa noastră lăuntrică nu a fost vindecată. Vedeți, nu știu de ce considerăm că e așa de greu. Zice, nu, nu poți să iert, e așa de greu să ierți. Nu, trebuie să... Pur și simplu, nu știu cum, dacă aș găsi un switch în mintea și în inima dumneavoastră, dar eu nu-l găsesc, dar Duhul Sfânt îl găsește. Și vă poate face să înțelegeți că în momentul în care ai decis să ierți, de fapt, îți faci ție cel mai mare favor posibil. Te vindeci. Acea iertare pe care tu o dai, necondiționată, tu te vindeci primul. Ție îți face prima dată bine, îți face extraordinar de mult bine și te ajută foarte mult. Sigur că, în cazul soț-soție, se ajunge la analiză, se ajunge la evaluare, se ajunge la. Ajută-mă să nu mai repet, hai să lucrăm împreună, hai să vedem ce, să vedem ce, ce principiu s-a încălcat. Hai să vedem cum să fim mai vegatori pe viitor, să nu, se, să nu se mai întâmple. Al cincilea. Trebuie să fii deschis, să ai această dorință permanentă de a ierta. Când intrăm în acest proces al iertării, doar primul act de voință ne aparține. După aceea, sigur că Duhului Dumnezeu, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și Harul Lui Dumnezeu, it takes over. It takes over. Sigur că iertarea mea e o iertare imperfectă, dar faptul că mă deschid, faptul că vreau, faptul că vreau să repar, faptul că vreau să facem un pas mai aproape de Domnul, vreau să creștem, asta asta deja uh, invită Duhul lui Dumnezeu și Harul lui Dumnezeu să, 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 vă conducă, să vă arate ce pași trebuie să faceți, cum să procedați. Și bineînțeles că trecând prin conflictul ăsta, prin criza asta, nu că conflictul oricum vine, depinde cum ieși din el. Problema oricum apare, depinde ce te învață problema aceea. Am spus și repet, e ca un pedagog, care vine în casa ta și zice, am venit pentru că vreau să te învăț o lecție. Vreau să vă arăt ce se întâmplă pentru că nu vă mai rugați împreună. Vreau să vă arăt ce se întâmplă pentru că nu mai dați partea Domnului. Prima dată. Nu se vedem ce ne rămâne și după aceea să dăm. Nu, primul cec care îl scrii să fie partea Domnului. Vreau să vă arăt ce se întâmplă dacă voi, în prezența copiilor, vă jigniți. Și vine conflictul, și vine problema. E ca un pedagog care vine și zice: Uite, vreau să învățați lecția asta. Am găsit familii care spun: oh, uh, Nu mai avem niciun feeling unul pentru altul, dar stăm împreună pentru copii. Da, pentru copii stăm. Nu stați pentru copii. Să știți că nu stați pentru copii. Greșiți. Dacă ați sta pentru copii, v-ați pocăi, v-ați împăca, v-ați rezolva problema, pentru că copiii ăștia, suferă enorm. Să știți, ei simt tot. Știți cum sunt copiii? Ca un burete care tot, tot, tot simte, tot, tot, tot. El are o sensibilitate. Amintiți-vă cum erați noastră ca și copii. Cum vedeați o discuție între mama și tata? Parcă era sfârșitul lumii. Și ne ascundeam prin cotloane și, ne, și, ne, și vedeam că se năruie lumea pentru că Uite cum a jignit-o pe mama, uite cum i-a zis, uite cum a făcut mama, uite cum a făcut tata, uite ce a zis ăla, uite ce a zis aia, ce a zis ălălalt. Să știți că copilul simte tot. Și duce încărcătura aia cu el și, și suferă enorm. Deci să nu credeți că oh, noi nu suntem divorțați. Nu, sunteți uh, spiritual, sentimental, acest divorț îl duceți cu voi. Și nu ajută pe nimeni. Vă distruge și pe voi și distrugeți și copiii. Nu există o asemenea soluție. Stăm împreună de dragul copiilor. Nu există așa ceva. Există pocăință, există Hristos, există crucea. Există locul ăla unde Dumnezeu îți spune, ți-am iertat 10.000, nu poți ierta 100? Dacă nu iertați și voi, greșiților voștri, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă. Și rugăciunea Tatăl nostru ne condiționează așa să ne ierți cum iertăm noi. Wow! Să iată câteva consecințe, patru consecințe, ne apropiem de încheiere. deci ce vreau să zic? Nu, nu înseamnă o familie matură, e o familie fără conflicte, fără probleme. Nu e adevărat cum rezolvi problema, cum rezolvi conflictul, cât de repede găsești calea la iertare, la reconciliere. Pentru că există un, 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 un clean fight și este un dirty fight. Un clean fight niciodată nu atacă persoana, atacă issue, atacă problema. Să vedem de ce s-a întâmplat asta, ce principiu sfânt am călcat, că s-a întâmplat așa. Nu te atac pe tine, ești ca măta și tot neamul vostru e așa e, e switch-ul ăla de ardelean, da? Adică. tu ești ca taică tău și așa e tot neamul vostru. Nu, că momentul ăla n-ai rezolvat. În momentul ăla e dat în cap. O primit deja lovitura și tu ai mai tras Și n-ai rezolvat nimic, dacă vrei să rezolvi. Nu, nu ataci persoana. Vorbești frumos, vorbești calm, vorbești din duh de pocăință, de, de sensibilitate și zici, hai să vedem ce principiu s-a călcat. Ce principiu divin? Păi ai mințit. Înseamnă că e minciună între noi. Nu-i bine. Păi nu m-am ținut de cuvânt. Păi n-am respectat. Te-am jignit. Am, am aruncat cuvinte care dor și care, care omoară. De deci ce spune Scriptura? În puterea limbii stă viața și moarte. Wow. Cuvintele sunt ca niște ființe vii. E ca o sabie care îl taie pe alălalt, să ca un leac care îl vindecă pe alălalt. Depinde ce, ce vei face. Matei 6, 14, 15 Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Vedeți ce serioasă e treaba asta, ce, ce gravă, ce implicație are. Iertând pe cel ce ne-a rănit, ne recăpătăm adevărata identitate în Hristos adevărata liniște sufletească. Se restaurează relația noastră cu Dumnezeu, se restaurează relația noastră cu, în Hristos, identitatea noastră în Hristos, se restaurează unitatea noastră cu soțul, cu soția, cu părinții, cu copiii. Cum adică să nu vorbești tu cu fratele tău de 15 ani? Cum adică să nu te înțelegi tu cu tata sau cu mama care ți-au dat viață și care te-au te -au pus pe calea pe care, pe care mergi? Cum adică să nu poți tu să ierți pe soția, pe scump? Nu există așa ceva. Nu se poate. Nu se poate trăi așa. Nu nu există să nu e... să, 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 să duci în suflet atâta... Resentiment, atâta mărăciune, atâta, atâta povară, atâta. să te îmbolnăvești, pur și simplu, să știi. Lucrul ăsta, pur și simplu, te va îmbolnăvi și fizic. O să vin, dacă mai apuc, cu câteva exemple practice. Consecințele iertării. De ce aleg să iert? Aleg să iert pentru că iertarea nu are limită. Da? Iertarea nu are limită. De câte ori? De șapte ori. De 70 de ori câte șapte. Nu mai număra. E nelimitat. Nelimitat. Lecția este să nu calculezi. Pentru că este fără limite. Doi. Aleg să iert pentru că și eu am fost iertat. Simplu. Și pe mine m-a iertat de 10.000 de talanți. Și eu trebuie să iert 100 de lei. Dumnezeu este împăratul, cel iertat sunt eu și acum trebuie să merg mai departe și să dau iertarea asta. Soției, soțului, copiilor, părinților. Trei. Aleg să iert pentru că neiertarea distruge totul. Duhul de neiertare distruge totul. Ce s-a întâmplat? Relația cu împăratul a rămas? A rămas? N-a rămas. A rămas. Relația cu sluga acea pe care n-a putut să ierte a rămas? Nu a rămas. Totul s-a distrus. Ba la urmă s-a distrus și el. A zis: Luați-l și aruncați-l. Versetul 35, Matei 18, cu 35. Neiertarea îl duce într-un chin, să stea acolo, să se chinuie până când va plăti tot. Odată, la un pastor era o femeie care Făcuse, fusese într un accident, fusese lovită din spate și a zis: "Uite, um, frate pastor, am fost la chiropractor, am fost la medic, am fost la tot felul de, de tratamente și nu nu, nu pot, sunt am so stif, uh, mă doare coloana, mă dor oasele, mă doare special gâtul, nici nu pot să să întorc capul și la un moment dat pastor a zis: "Te rog, vreodată pentru cel care te-a lovit." Păi nu m-am rugat. A zis, hai să facem o rugăciune. Dacă nu poți să te rogi, am să mă rog eu și repens tu. Nu, nu, cam să mă rog. Și greu a început să se roage. A început să se roage. Și a zis, spune în rugăciune Domnului. Doamne, îl iert pe cel care m-a lovit. Doamne, îl iert pe omul ăla care m-a lovit în accident. Îl iert și. În timp ce spunea și pe măsură ce spunea și pe măsură ce se ruga și spunea cuvintele astea înaintea Domnului, a zis, o, zice, parcă nu mă mai doare. Și atunci pastorul a prins curaj și a zis, acum binecuvântează-l. Păi cum să-l binecuvânteze? Da, binecuvântează-l, pur și simplu. Binecuvântează-l. Păi se poate chiar așa? Da, binecuvântează-l. Și în timp ce a continuat rugăciunea cu binecuvântări, peste omul care a lovit-o, Zice, de trei ani nu mai pot să întorc gâtul, nu mai pot să întorc să mă uit în spate și nu mă mai doare nimic, plus că am primit mobilitatea totală, definitivă și pot să întorc în capul. Asta e numai un exemplu. Neiertarea și răzbunarea sunt o sursă de stres continuu. Poate genera boli somatice, boli de tot felul, ulcer, hipertensiune, artrită, chiar cancer. Pentru că ne-am ascuns în spatele unui zid, stăm acolo, zicem noi că e zid de apărare, dar de fapt nu primim nimic, nu vrem să facem nimic, suntem, suntem închiși, suntem robi, suntem prizonierii proprii noastre neiertări judecăm, condamnăm, ne umplăm de, de, de tot felul de orgolii, de dorință, de, de, de revanșă, de, de răzbunare, invidie, răutate și toate astea. E, e teribil. Se poate ajunge chiar la o dedublare a personalității sau se poate, spun specialiștii, se poate ajunge chiar la, 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 la modificări neurologice. Când fratele Lazar prezenta întrebările acelea necesare pentru familie, după cazul de sinucidere, la punctul 15, era punctul acela, dacă ești o persoană mânioasă, neiertătoare, răzbunătoare, era acolo în prezentarea aceea și Vedeți ce important este această, această, evaluare, ce serioasă este. Sigur că schimbarea se face prin pocăință, dar tu nu poți să impui pocăința. Însă când decizi să ierți, celălalt care rămâne între el și Dumnezeu are șanse are șanse să se întoarcă, are șanse să, să ajungă cumva și iertarea ta și dragostea ta să topească gheața din inima lui, din, din sufletul lui. Așa că o să, o să vă rog în încheiere să chiar venim înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, decid să iert, puncte, puncte, și spune numele. Poate spune numele lui taică tău, sau numele lui fiul tău sau numele lui soția sau numele lui soțul sau numele cuiva din biserică sau numele cuiva de la lucru, nu știu. Dar spune, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai iertat datoria pe care nu o puteam plăti niciodată. Iartă-mă pentru ezitarea sau pentru întârzierea de a ierta pe proapele meu. Iartă-mă pentru neputința de a ierta pe cei ce m-au rănit și m-au trădat. Iartă-mă pentru împietrirea inimii, când n-am vrut sau n-am putut să iert. Dar aleg, Doamne, astăzi să iert. Aleg să iert. Și spune, spune Domnului, aleg să iert pe soție, aleg să iert pe soț, aleg să iert pe tată, aleg să iert pe mama, pe, pe copii, pe frați, pe surori, nu știu. Domnul îți va arăta și îți va spune pe cine trebuie să ierți. Vedeți, dragii mei, noi nu ne-am căsătorit nici măcar ca să fim fericiți. Știu că nu o să vă convină afirmația asta, dar lăsați-o să se să închin, lăsați-o să, să coboare unde trebuie. Nu ne-am căsătorit ca să fim fericiți sau ca să ni se împlinească visurile. Știți de ce ne-a pus Dumnezeu împreună? Unul cu altul ca soț și soție, ca să fim sfinți. Și ca să fim o familie care reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Asta e scopul lui Dumnezeu. Celelalte se dau pe deasupra. Da, și binecuvântare financiară și materială, sigur că dau, rolul lor, locul lor, nicio problemă. Dar Dumnezeu ne-a pus împreună pe mine cu soția mea și cu copiii noștri pe care îi avem și pe care ne-a dat Domnul. Pentru că în tot procesul acesta ne vrea sfinți, ne vrea curați. Cineva spunea, dacă vrei să slujești pe Dumnezeu, nu te căsători niciodată. Dacă vrei să fii ca și Hristos, căsătorește-te. Pentru că nicăieri mai mult ca în familie nu e procesul ăsta de zdrobire, de lepădare de sine, de răstignire a eului, de a cere iertare, da, serios, cu meaning, cu dorință de pocăință, cu dorința de a crește, cu dorința de a progresa spiritual, și de a trăi o viață sfântă și curată pentru Dumnezeu? Zice 2 Corinteni 4,6 că-și Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Nu știu ce rugăciune o să faceți voi doi. Fie că o facem acum la încheiere, fie că o faceți de seara acasă, numai voi doi, dar ă, am notat aici o rugăciune care am găsit-o ceva timp în urmă și care mi se pare semnificativă pentru un exemplu pe care, dacă vrei, să să-l pui în cuvintele tale și să, să vezi ce ai de zis. Ajută-mă, Doamne, ca astăzi și în fiecare zi să mă leapă de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac și astfel, ținând la mine, să te pierd pe tine. Doamne, cel ce vii în taină între oamenii, ai milă de noi, că umblăm împreticindu-ne prin întuneric. Patimile ne-au pus tină pe ochii noștri, pe ochii minții. Uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre și toate împreună au făcut temnița în care te ținem bolnav, flămând și fără haină așa risipind în deșert zilele noastre umbriți și apăsați până la pământ. Doamne, cel ce vii în taină între oameni, ai milă de noi și pune foc temniței, aprinde dragostea în inimile noastre. Arde spinii patimilor noastre și fă lumină sufletelor noastre. Iartă-ne că nu ne dăm seama că suntem cât suntem de nedăsăvârșiți și cât ești Tu de aproape de sufletele noastre și cât ne depărtăm noi prin păcatele și prin neascultările noastre. Prin Duhul Tău cel Sfânt luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi și să trăim astfel doar pentru slava Ta. De fapt, marele gând cu care vreau să Vă las ca trezirea să pună în context, ca trezirea să se poată întâmpla, pentru că Duhul Sfânt tot asta strigă și tot asta spune prin descoperiri, prin înștiințări, prin predici, că vrea cu pasiune să aprindă un foc sfânt în comunitatea noastră și prin biserică, multe suflete să fie mântuite, salvate. Am vrea să încep, Doamne, în familia noastră, să încep, Doamne, în viața noastră, să încep, Doamne, în mine ca soț, după să spui, Doamne, vreau să încep în mine ca soție, în mine ca și copil sau ca părinte. Și haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Să facem rugăciunea aceasta. Doamne, aleg. Aleg să iert. Dăm putere. Poate că n-am putere, poate că m-am descurajat, poate că am pus condiții, poate că m-am uitat la ce văd ochii, poate că așteptările mi-au fost altele. Doamne, aleg să iert. Cum ai iertat tu? Și pune acolo puncte, puncte și zi numele. Poate alu tata, alu mama. Poate chiar tata care nu mai este, poate mama care nu mai este, poate cineva care te-a rănit rău de tot în copilărie, poate soțul, poate soția, poate copiii care te-au jignit, te-au trădat, nu știu, nu știu. Dar pune tu acolo numele și spune, Doamne, ajută-mă, 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 Doamne. Și spune rugăciune, Doamne, dă putere pentru că aleg să iert, aleg să iert, aleg să eliberez din temnița sufletului meu, din temnița inimii mele, acea persoană, nu o mai țin. Ea rămâne, problema rămâne între persoana aia și Dumnezeu. Nici o problemă. nu e problema ta de acolo încolo. Dar tu dă iertarea. Și, și acordă iertarea asta. Haideți să intrăm în rugăciune, haideți să, să ne rugăm unii pentru alții, ca soț-soție, cu siguranță de seara acasă și în zilele următoare veți evalua, veți analiza, veți judeca, veți, veți sta în prezența Domnului, vă veți cere iertare, vă veți pocăi, vă veți lua decizii noi, veți lucra împreună. Dar haideți acum, cel puțin, ca un început, ca un, ca un moment de, 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 de provocare. Să începem cu rugăciunea personală. Doamne, Îți mulțumesc că m-ai iertat, îți mulțumesc că m-ai spălat, îți mulțumesc că m-ai eliberat, îți mulțumesc că cei 10.000 de talanți mi-ai dat la o parte și nu-i mai datorez. Acum ajută-mă și pe mine să iert cei 100 de lei. Ajută-mă, Doamne, să iert pe soția, pe soț, pe tata, pe mama, pe copil, pe fratele, pe sora, pe pastor, pe cutare, pe așa. Și pune tu acolo, pune în punctele acelea, pune numele ăla care Duhul Sfânt ți-l ți aduce înainte, ți-l aduce. Nu te grăbi, nu te, nu te, uh, nu te sfii și, și așteaptă în prezența Domnului și Duhul Sfânt îți va spune, uite, iartă-l pe cutare, iartă-l, iartă-l, asta, asta e persoana care trebuie să iați, asta e persoana. Să -o, o aduce în, 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 în atenție. Intrăm înaintea Domnului în rugăciune.